Iată, a venit un nou an și odată cu noul an a venit și un nou review. Iar prima motocicletă pe care o avem la review în anul 2022 este un Kawasaki Ninja 250R din 2012. Ce motocicletă! O am pe mână de aproximativ 3 săptămâni, am făcut peste 500 de kilometri cu ea, m-am obișnuit cu ea și a început să-mi și placă. Și culmea e atât de jucăușă și de manevrabilă încât în momentul în care m-am întors la Hornetul meu, mi-a fost un pic greu să mă obișnuiesc, pentru că asta e ușoară, se manevrează foarte rapid, foarte ușor și sincer, nici măcar nu simți că te dai cu motocicleta. Așa cum am zis, an 2012 și este ultimul an de Kawasaki Ninja 250R, pentru că din 2013 a venit următoarea generație, adică Ninja 300, care este și pe injecție, dar e o mențiune destul de importantă de făcut aici, și anume faptul că acest model din 2012 a apărut atât pe carburație cât și pe injecție. Acesta este pe injecție pentru că avem aici martorul de fuel injection și de erori posibile care pot apărea în timp, și pe lângă Europa știu că s-a mai produs prin Thailanda, Japonia și cred că Indonezia, din câte am înțeles din research-ul făcut, însă pentru America a fost făcut cu carburație, de aceea pe internet găsiți specificații pentru ambele modele, dar nu sunt foarte diferite, puterea este aceeași, cuplul este același, totul a fost reglat în așa fel încât să nu fie diferențe între ele. Ce este interesant la el este faptul că este o motocicletă ușoară și este o sportivă, iar asta pentru că avem un motor cu 2 cilindri în linie, nu monocilindru așa cum am avut la CBR-ul de 2,5, și asta permite motorului să ajungă la peste 13.000 de rotații pe minut. La 13.000 are redline, dar mai urcă puțin și o să vă arăt imediat cât de bine se aude. Uite cum pleacă. Gata, că pe aici mai stă radarul. Atât de bine se aude și urcă foarte ușor în ture. Chiar dacă are doar aproximativ 30 de cai putere și 21 de Nm cuplu și este de doar 250 de cm cubi, la rădăcină este o sportivă pe cinste. Dar poziția este destul de dreaptă. Avem două semighidoane care nu sunt reglabile, dar care pot fi schimbate pentru mersul pe circuit, pentru a oferi o poziție mai agresivă și pentru a permite riderului să stea puțin mai pe față, dar pentru stradă ai o poziție de nenichet, spatele tău e destul de drept, într-adevăr îți iei și niște vânt în față, dar avem aici parbrizul acesta care ne protejează. Bordul, sincer să fiu, nu sunt un mare fan al acestui bord, pentru că este destul de old school. Avem aici indicatorul de ture, apoi kilometrajul, odometrul, care la fel funcționează pe un melc, nu este electronic. Aici tripul, martorul de ulei, martorul de neutru, un singur martor de semnalizări, ceea ce să fiu sincer mie nu mi-a prea plăcut, pentru că deși semnalizezi stânga, se aprinde undeva în dreapta. La mine și la multe alte modele aveam de obicei doi martori pentru a verifica exact care semnalizare este pornită, martorul pentru fază lungă și apoi cel pentru temperatura apei, fuel injection și martorul pentru rezervă. Asta înseamnă că nu avem un indicator al nivelului de combustibil și trebuie să ne bazăm puțin pe ceea ce înseamnă trip. Adică cel mai bine ar fi ca în momentul în care alimentăm să resetăm acest kilometraj și să verificăm câți kilometri putem parcurge cu ea. Avem aceleași controle clasice, fază scurtă, fază lungă, semnalizare, claxon plus kill switch și butonul de pornire. Nu avem într-adevăr un buton pentru flash, iar aceste prinderi ale manetei de ambreiaj și ale manetei de frână permit plasarea oglinzilor și aici. Asta înseamnă că sunt compatibile și cu alte modele. Kawasaki clar nu a făcut prinderi specifice pentru acest model. Nu pot să zic că este un lucru care mă deranjează, dar e acolo puțin de aspect, un mic detaliu. Apoi o cheie care clar nu are nevoie de chip, avantaje și dezavantaje. Primul avantaj este faptul că este mult mai ușor să copiezi și mult mai ieftin, te costă 20-30 de lei, nu 250-300 cât e la o cheie cu chip. Dezavantajul clar este faptul că nu este atât de sigur și că în momentul în care o fură cineva, dacă o fură, poate face un alt contact sau poate face o altă cheie pe care să o folosească. Dar ținând cont de faptul că a fost gândită pentru circuit și pentru a fi o sportivă de categorie mică, clar nu este nevoie de așa ceva. Tocmai pentru că pe lângă asta vom ajunge și la alte detalii pe care le-am observat, deși nu sunt vizibile, sunt integrate în propulsor, în motor, în cutie și ceea ce înseamnă componente interioare pe care vi le povestesc imediat, care sunt specifice pentru circuit. Dar până acolo, hai să vă arăt cât de bine arată această motocicletă și să vă prezint mai multe detalii.
așa cum am spus, aceasta este motocicleta Kawasaki Ninja 250R. Ultimul an al unei familii care datează de mai bine de 29 de ani, pentru că pentru prima oară a fost introdusă pe piață în 1983. De atunci a apărut modelul CEFH, iar acesta este Kawasaki Ninja 250R Jiu. Este apărut în 2008 până în 2010, iar din 2011 și din 2012 a primit un mic upgrade, detalii foarte mici, nesemnificative, însă ceea ce este cel mai important, propulsorul este același. Un propulsor de 248 de centimetri cubi, atenție, nu este monocilindru, este un motor cu două pistoane în linie, ceea ce permite urcarea până la peste 13.000 de rotații pe minut, spre deosebire de un monocilindru care nu urcă mai mult de 10.000, 11.000 în cel mai bun caz. Asta înseamnă în același timp și o putere mai mare în ture. Deși la un monocilindru cuplu este în mod normal mai bun, tehnologia folosită deci de la Kawasaki aici a făcut în așa fel încât acesta să fie destul de asemănător. Așa cum am spus, 2008 este anul în care Kawasaki a generalizat numele său și a rămas pur și simplu la Ninja 250R. Până în perioada aceasta a fost numit în tot felul de moduri EX250, EX-J250 în diverse zone, însă acest an a reprezentat o uniformizare a numelui. Tot același an a reprezentat și un upgrade major al acestui model. Până în 2007 trebuie să recunosc că am văzut poze și am văzut modele asemănătoare, dar arătau destul de vintage. Kawasaki nu a făcut foarte multe modificări, însă din 2008 până în 2012, când este fabricat acest model, tot designul a fost regândit, iar asta rezultă într-o motocicletă mult mai arătoasă. Dacă revenim la propulsor, așa cum am zis, două pistoane în linie, 4 timpi, 4 valve pe cilindru și un propulsor foarte important de știut, răcit pe lichid. Spre deosebire de multe alte modele, răcirea este mult mai eficientă, mai ales că a fost gândit să fie folosit la ceea ce înseamnă circuit, competiții și chiar și pe stradă, poate la un mers sportiv. Tot aici găsim și o cutie în 6 trepte, o cutie normală alături de un ambreiaj UD, dar cu un ambreiaj foarte ușor, foarte moale, ce permite patinarea acestuia și permite schimbarea foarte ușoară a treptelor de viteză. Puterea maximă dezvoltată este de 22 de kW, adică aproximativ 30 de cai putere la 10.500 de rotații pe minut, iar cuplul dezvoltat este de 21.7 Nm cuplu, la fel la 10.000 de rotații pe minut. În partea din față găsim o furcă simplă de 37 de mm, ce nu poate fi reglată suplimentar, însă în partea din spate găsim un amortizor simplu ce poate fi reglat pentru preload. Asta înseamnă că în funcție de greutatea riderului și în funcție de bagajele pe care le ai, poți regla destul de bine amortizorul spate. Tot aici, dacă ne uităm puțin mai jos, observăm un disc de 220 de mm cu un singur pistonaș, dar care trebuie să recunosc m-a surprins, pentru că această frână îngheață absolut instant roata și trebuie să ai foarte mare grijă la felul în care frânezi. Iar în față găsim un disc de 260 de mm cu un etrier cu două pistonașe care, dacă sunt folosite împreună, forța de frânare este impresionantă. Oprești de la 50 de km la oră aproape instant, însă trebuie să avem foarte mare grijă pentru că nu avem ABS. Dimensiunile pneului față sunt dimensiuni obișnuite. 110x70x17, într-adevăr puțin mai îngust decât la marea majoritate a motocicletelor, dar cu mențiunea că acest lucru facilitează mobilitatea și este mult mai ușor de schimbat direcția, iar în partea din spate găsim un pneu de 130x70x17 cu mențiunea că poate fi adăugat un pneu puțin mai lat pentru o pată de contact mai mare. Da, este ilegal, dar în mod normal, dacă te oprește rarul și verifică specificațiile motocicletei, poate să-ți ia talonul. Aici avem și o șa de 780 de mm înălțime, ceea ce permite persoanelor mai mici de înălțime să stea foarte confortabil. Eu am 1,73, iar cu ambele picioare stau îndoite în momentul de față și aș putea spune că mai am suficient de mult spațiu. Dacă mai impun și un rucsac în spate, dacă mai impun și tot echipamentul pe mine, atunci suspensia se lasă și mai mult și atunci e mult mai ușor să controlezi motocicleta, mai ales în momentul în care te oprești la semafor. Și pe lângă asta, cum am menționat de fiecare dată, trebuie să fim atenți atât la înălțimea șei, cât și la lățimea motocicletei. Pentru că nu este suficient să avem o șa mică de înălțime, ci și un propulsor destul de îngust. Dar pentru mai multe detalii o să invit pe Iulia în scenă pentru a ne povesti ceva mai multe despre motocicletă.
Spune-ne, te rog, mai multe despre motocicletă. Motocicleta asta inițial nu trebuia să fie la mine, pentru că modelul pe care eu l-am dorit inițial a fost un CBR de 250, după ce am văzut review-ul tău. Dar prin niște circumstanțe foarte drăguțe și datorită unor oameni foarte minunați, ea a ajuns la mine. N-am avut foarte multă experiență cu ea până acum. Mai mult a fost pe mâna ta și pare că îi place. Nici nu am sincer referințe, pentru că doar ce am terminat școala și atunci nu prea pot să spui că ai experiență de mers pe motociclete, din moment ce am mers doar pe 3 motociclete în școală. Dar din atât cât am apucat să interacționăm amândouă, pare foarte ușurică, pare iertătoare, pare de treabă. Sper să fie în continuare. E de treabă. Te-ai gândit vreodată să te apuci de vlogging, la cum vorbești? Nu. Sunt sigură că și lui Wookie o să-i placă de tine, pentru că... Ești sigură? Am zis că sunt sigură? Da. Este la montaj. Sunt sigur că și lui Wookie o să-i placă de tine, pentru că într-adevăr este o motocicletă impresionantă. Nu m-aș fi gândit că o să-mi placă atât de mult și că o să mă distrez atât de mult cu ea. Am peste 500 de kilometri făcuți cu ea, am alimentat de 2 ori. Nu o să-ți faci griji în ceea ce înseamnă consumul motocicletei, uiți să alimentezi. Acum să nu uiți de tot, pentru că ai doar indicator de benzină și... Și știi să cum am se grijă pe... să nu-i pun motorină în loc da, de benzină. Da, să nu-i pui motorină, nu cred că o să-i placă, s-ar putea să... Cavând mașina pe motorină, da. De obicei, pun invitațiilor mei 3 întrebări. De ce ai ales motocicleta asta? De ce Ninja 250? Ne-ai povestit o parte, dar de ce nu te-ai dus, de exemplu, după un ZX-10R, un Ninja de 1000? Arată mai bine, trebuie să recunoaștem. Pentru că cât de cât îmi place de mine întreagă, cu toate mânuțele și piciorușele la un loc. Ideea este în felul următor. Eu când m-am apucat de școala de moto, eu nu știam să merg pe bicicletă. Automat am avut un mic handicap, să-i spun, față de toți ceilalți cu care eram în școală, pentru că a trebuit să lucrez mai mult la partea de echilibru și în continuare este o mică diferență între mine și ceilalți. Și automat nu mi-am dorit să mă duc spre o motocicletă mai mare, pentru că am considerat eu că am fost mai safe în felul ăsta. Asta a fost singurul motiv și nici nu am ales să mă apuc de motociclism pentru ideea de viteză. Sau cel puțin în capul meu cam asta reprezintă o motocicletă mai mare. Într-adevăr, poate e mai sigură sau pe șosea, dar eu m-am orientat spre motocicletă mai mică pentru că se potriva mai bine nevoilor mele de a învăța cum e să mergi de fapt pe o motocicletă. Ok. Știi care e top speed-ul? Pe încercate? 90. Da. Nu știu de unde știi. Am citit în stele. Știi cât de ușor ajunge? Hai, nu la 190, dar la 160? Ia spune. Foarte ușor. Ok. Foarte ușor. Treci de bariera de 100 de km la oră în treapta a treia fără nicio problemă. Deci nu o să fie problemă de viteză, mai ales la început. Următoarea întrebare pe care o pun de obicei e ce îți place la motocicletă. Știu, nu ai avut foarte mult timp să te plimbi cu ea, dar în momentul în care îți cumperi o motocicletă, chiar consider că trebuie să-ți placă. Și de aceea sunt curios ce ți-a plăcut ție la acest Ninja. Da, o să dau un răspuns... Cum era rost în Friends. It's shiny! Nu, e neagră. Am înțeles. Deci e neagră, e de cumpărat. Da, n-aș vrea să pară că doar ăsta a fost singurul motiv, așa că m-am dus foarte, adică foarte simplu ca o fetiță, că e neagră și atât. Dar m-a încântat că arată așa, pare foarte furioasă și obrăznicuță. În același timp, cum am spus, a venit la mine prin niște circunstanțe foarte drăguțe și mi s-a părut ca un match made in heaven. A fost și într-adevăr nu ai ce să regreți, cel puțin din punctul meu de vedere, și-a găsit jumătatea. Următoarea întrebare pe care o pun de obicei e ce nu-ți place. Sunt plusuri și minusuri. Acum ai găsit ceva la ea care să nu-ți placă? Deși n-am apucat să experimentăm foarte mult împreună până acum, probabil singurul lucru aflat până în momentul de față ar fi indicatorul de benzină. Mai am o chestie. Yes. Semnalizarea, că nu vezi exact dacă semnalizezi stânga, dreapta, așa cum să facem o glumiță, știm că la fete uneori e o problemă, să nu pornești tergător, oricum nu-i cazul ei acum, glumesc, evident, nu îți arată dacă ești stânga sau dreapta. Nu știu dacă am spus asta înainte de a prezenta acest moment sau după, în momentul în care am dat notele, dar da, asta am spus și eu. Mințile geniale gândesc la fel, îmi place. Iar ultima întrebare pe care o pun de obicei este...
cu ce ai schimba această motocicletă? Mai sincer, aș vrea să încerc motocicleta lui Marquez, se pune. Da. Știu că e un salt, am zis că nu mă duc la motocicletele mari, m-am dus direct la nave spațiale. E doar de 10 ori mai puternică. De suflet, pentru mine, de când am început să mă uit de motociclete, a fost Hornetul, așa cum l-ai avut-o tu pe Blackie. 2005-2006? Momentan sunt ok cu ea așa cum este, dar nu știu dacă neapărat aș schimba-o, dar aș fi curioasă să știu, după mai mult timp petrecut cu Uchi, să văd cum se comportă și Blackie. Din nou, ai gusturi bune, trebuie să recunosc asta. Mințile generale gândesc la fel. Îți mulțumesc încă o dată pentru încrederea oferită și pentru faptul că mi-ai lăsat motocicleta 3-4 săptămâni, foarte mult timp. Ai luat permisul, ai luat motocicleta, nu te-ai plimbat cu ea. A fost la mine. Am întors-o, dacă se pune. Asta este tot ce am făcut noi amândouă. Iar acum concluzia, motorbike, ce părere ai despre acest model? Cum ți se pare? Merită cumpărată? Nu merită cumpărată? Este recomandat începătorilor? Nu este recomandat începătorilor? Este bună pentru stradă? Este bună pentru circuit? Pentru ce este ea gândită de fapt? Și hai să începem cu începutul, și anume faptul că ea la rădăcină are ADN de sportivă. Este un Kawasaki Ninja, o familie bine cunoscută. Voi face mici comparații cu CBR-ul de 2.5 pentru că am avut ocazia de a-l avea pe mână mai bine de o lună și pot să le compar direct pentru că mi-e mult mai simplu așa. Și vă puteți face și voi o idee despre ce soluție ar fi mai bună pentru voi. Și hai să profităm totuși de bracarea asta mare și de faptul că este o motocicletă îngustă și ne putem strecura prin dreapta, da, ușor, dar cu grijă, fără să deranjăm pe cineva. Accelerează super bine, mult mai bine decât ce perioadă de 2.5, și se simte că urcăm mult mai ușor în ture. Și acum hai să vă arăt frânele. 3, 2, 1 și... Am înghețat spatele, nici n-am frânat. Cu faza cred că am frânat 40%. Are niște frâne. Doamne, dacă n-ai grijă cu ele, cazi instant. Hai să începem cu notele și ca de obicei începem cu aspect. Capitolul la care trebuie să fiu obiectiv și va primi nota 5. Nu este neapărat cea mai drăguță motocicletă. Bordul este destul de old school. Mie personal nu pot să zic că îmi place în mod special, dar nici nu îmi displace. La fel, botul puțin mai rotund, nu este atât de agresiv, este puțin mai bulky, puțin mai grosolan. În schimb, partea din spate este ceva mai drăguță, puțin mai ascuțită și ceva mai agresivă. Pe lângă asta avem și o evacuare care arată foarte bine. Îmi place la nebunie designul pe care l-au gândit cei de la Kawasaki pentru acest model. Iar formele laterale, not great, not terrible. Tocmai de aceea și nota este una de mijloc. Apoi trecem la capitolul manevrabilitate, unde va primi nota 9. O notă foarte mare pentru o motocicletă ușoară și manevrabilă, cu doar 151 de kilograme la gol și 170 de kilograme la plin, unghi de bracare foarte mare, semighidoane, cauciuc față de 110, cauciuc spate de 130. Este foarte ușor să o arunci de pe parte pe cealaltă, să te joci cu ea, să mergi cu ea în poligon, să faci viraje de viteză mică și viraje strânse, să mergi cu ea chiar și pe viraje de viteză mai mare sau chiar și pe circuit. Este un model la care trebuie neapărat să te gândești dacă vrei să faci toate aceste lucruri. Iar pentru ceea ce facem prin oraș, unde avem nevoie de o motocicletă ușoară, o motocicletă manevrabilă, uite-te cum mă joc cu ea și cât de multe îmi permite. Dar nu trebuie să forțăm și să sărim calul, pentru că atunci clar este totuși o sportivă, este totuși un ninja și s-ar putea să nu o vedem venind în momentul în care ne trântește. De la nota mare trecem la capitolul popularitate, unde va primi nota 3 și unde oamenii trec pe roșu prin București. O obișnuință deja, nici nu ne mai pasă mă de semafoare. Nota este destul de mică pentru că în jurul meu și pe ceea ce înseamnă OLX și motoare de căutare pentru vânzări și cumpărări, nu am văzut atât de multe modele. Într-adevăr, pe aici pe acolo mai observi unul altul, dar sincer să fiu, acum după ce m-am plimbat cu ea destul de mult și după ce am avut-o, cred că 3-4 săptămâni pe mână, nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Este un model foarte tare și mai ales pentru 18 ani sau pentru cineva care nu are nevoie de o putere mare și vrea doar să se plimbe cu motorul. Vrea un motor destul de arătos și foarte manevrabil, clar este o soluție bună. Însă mai creștem nota cu un punct și ajungem la capitolul accelerație, unde va primi nota 4. Da, chiar dacă se turează destul de ușor și ajunge foarte ușor la 100 de km la oră, sunt alte modele care accelerează semnificativ mai bine. Este totuși o motocicletă de doar 250 de cm3 și de doar 30
50 de cai putere, cu care ajungem la 100 km la oră undeva la 6-7 secunde. Asta dacă patinăm ambreiajul bine și dacă învățăm să plecăm mai tare și o ținem în același ritm și mai creștem punctajul cu încă un punct pentru a ajunge la capitolul Top Speed, unde va primi nota 5. Iar asta pentru că top speed-ul este de aproximativ 190 de km la oră, ceva mai mare decât la CBR-ul de 2,5 și așa cum am spus, asta pentru că și plaja de putere în turații ridicate și pentru că turațiile permise la acest propulsor sunt mai mari, iar cutia de viteză este mai lungă și uite cum urcă. No, e clar o jucărie pe două roți care, culmea, se și aude bine, deși are doar o top 100 și nu are absolut nimic modificat, e ca scoasă din fabrică. Dar dacă ești adeptul adrenalinei și a vitezei mari, poți să știi că ajungi aproape la 200 de km la oră cu ea, fără nicio problemă. Într-adevăr, ai nevoie de ceva mai mult spațiu de a prinde această viteză, dar este capabilă pe încercate, pe circuit, să ajungă acolo. Iar de aici creștem din nou nota și ajungem la capitolul frâne, unde va primi nota 8. Pentru ceea ce oferă, adică un disc pe față și un disc pe spate, este o motocicletă care la greutatea ei oprește foarte ușor. Dacă ar fi să o pun cap la cap cu Hornetul pe care l-am eu sau cu multe alte modele, atunci sunt sigur că va reuși să frâneze mai eficient și mai rapid decât ele, pentru că masa mică pe care o are și frânele puternice pe care le are permit motocicletei să oprească în timp util și asta chiar și fără ABS. Nu, nu avem ABS și tocmai de aceea pierde un punct. Frâna de spate nu trebuie să te chinui foarte mult cu ea, apeși atât și deja am frânat, iar frâna de față este totuși puțin mai moale și permite riderului să controleze mai bine, să aibă un feeling mai bun în ceea ce înseamnă frânarea pe față și în felul acesta permite o frânare mai sigură. Trebuie să înjumătățim nota pentru capitolul sunet, unde va primi nota 4. Și da, chiar dacă nu are o tobă sport, se aude destul de bine și menținem aceeași notă și la capitolul features, unde va primi tot nota 4. Nu avem o furcă upside down, nu avem un indicator de nivel al benzinei, nu avem un afișaj digital, nu avem ABS, nu avem multă electronică pe ea, este o motocicletă destul de ro, să zicem așa. Îți permite să controlezi tot gazul pe care îl dai, da, avem injecție, da, avem câteva lucruri în cutia de viteze și anume faptul că nu-ți permite să îi dai direct treapta a doua, adică noi acum dacă îi dăm a doua, nu o să meargă, ia uite. Vezi? Pentru că este un sistem specific Kawasaki care, pentru a proteja ambreiajul și cutia, te pune întâi să mergi cu undeva la 10 km la oră și abia apoi îți permite trecerea în cea de-a doua treaptă. Un lucru evident gândit pentru racing, dar care este implementat și care este pregătit să fie folosit și pe stradă. Plus de asta mai avem un cititor al vitezei aici pe capacul din stânga, de fapt la pinion, care la fel permite atașarea unui board digital, tot pentru racing, tot pentru lucruri care se întâmplă pe circuit, dar care pot fi folosite din nou și pe stradă, și câțiva martori pe aici pe acolo care nu sunt neapărat cei mai avansați. Dar pentru 2012 eu zic că este mai mult decât suficient și dacă am tot avut note atât de mici, hai să schimbăm puțin foaia și să ajungem la capitolul consum, unde va primi nota 8. Cu un consum de aproximativ 3,2-3,3 litri la 100 de kilometri, asta la ceea ce înseamnă mers la drum lung, dar și mers prin oraș, această motocicletă îți permite destul de ușor să spargi bariera celor 500 de kilometri parcurși fără să ajungi la benzinărie, ceea ce trebuie menționat că nu îți permit foarte multe motociclete. Asta pentru că rezervorul este mare, foarte mare, 18,2 litri, iar cu puțină matematică și dacă folosim puțin capul și încheietura și nu o turăm foarte mult, mergem liniștit și nu forțăm nota, este destul de ușor să mergem cel puțin 4-500 de kilometri fără să ajungem pe la benzinării să alimentăm. Și de aici mai adăugăm încă un punct pentru a ajunge la capitolul greutate, unde va primi nota 9. Cu doar 151 de kilograme la gol și 170 de kilograme la plin, această motocicletă este una atât de ușoară și atât de ușor de condus, încât orice începător poate face asta. Și nu numai, pentru că am văzut oameni experimentați care se antrenau cu acest model la circuit, pe adâncata, la Târgul Secuiesc,
la circuite ceva mai mici, am kart sau poate prejmer, unde pentru a nu consuma cauciucuri, benzină și a nu risca atât de mult cu o motocicletă de 600 cm cub sau poate o motocicletă de 1000, au preferat să meargă pe ceva mai ieftin, mai ușor de întreținut, care consumă mai puțin, care este mai puțin riscantă și care, da, îți permite să mergi cu ea. Și tocmai de aceea la capitolul sport va primi nota 6. Chiar dacă avem cauciucuri ceva mai mici, cu o suprafață mai mică de contact, cu puțină grijă putem da foarte ușor cu genunchiul pe jos, mai ales dacă asfaltul se încinge și mai ales dacă pneurile sunt unele calitative și permit acest lucru. Plus de asta este un model ideal pentru cei ce vor să înceapă viața de motociclism viteză, pentru că cu astfel de motociclete înveți ceea ce înseamnă viteză pe viraj. Trebuie să gândești totul în așa fel încât să câștigi viteză pe viraj, pentru că pe linie drepte, într-adevăr, ești destul de limitat de putere. Așa că înveți să mergi doar pe viraje, iar apoi, în momentul în care ai o motocicletă mai puternică, doar deschizi gazul. O notă mare va primi și la capitolul oraș, ținând cont de faptul că putem rabata foarte ușor oglinzile, de faptul că este manevrabilă, ușoară, consumă foarte puțin, iar poziția este una dreaptă, la acest capitol va primi nota 9. Și să fiu sincer, din cei peste 500 de km făcuți, cred că 200 sunt făcuți doar în București. Iar asta mi-a permis să mă strecor de fiecare dată printre mașini, să ajung foarte ușor primul la semafor, să plec ușor pentru că accelerează bine, să alimentez foarte puțin pentru că nu consumă mult, să stau drept, să fiu confortabil și să nu mă risc foarte mult în momentul în care fac toate acestea. În schimb, la capitolul Touring va primi doar nota 5. Da, este un motor micuț, da, uneori avea nevoie de ceva mai multă putere pentru a face o depășire, da, poate avea nevoie de ceea ce înseamnă ceva mai multă protecție la vânt, dar aici poți ajuta cu un parbriz ceva mai ridicat. Poziția este destul de confortabilă, însă și aici aș vrea să adaug câteva lucruri, și anume faptul că dacă mergi la drum lung, revin la același lucru, indicatorul nivelului de benzină. Dacă nu știi câtă benzină mai ai, atunci trebuie să te plimbi de fiecare dată din benzinărie în benzinărie, pierzi timp, stai mereu cu stres că nu știi până unde ajungi, nu știi cât ajungi, nu știi cât ai consumat exact și aici s-ar putea să fie puțin mai dificil. La capitolul preț va primi nota 8. Iar asta pentru că o astfel de motocicletă costă în mod normal între 2500 și 2900 de euro în funcție de accesoriile pe care le are, în funcție de numărul de kilometri și mai ales de vânzător. Nota personală după toate această perioadă și după toți acești kilometri este 9 și da, trebuie să recunosc, îmi place, normal că îmi place când o motocicletă știe să le facă pe toate, este eficientă, este făcută cu cap, este gândită acum mai bine de 14 ani și chiar și în 2022 este absolut genială, cum să nu îmi placă. Cu un total de 95 de puncte, Kawasaki Ninja 250R ajunge pe locul 7 în clasamentul nostru, la un singur punct diferență de rivalul său direct, și anume Honda CBR 250R. Diferențele între ele nu sunt neapărat mari, sunt motociclete gândite clar pentru același lucru. Amândouă sunt sportive la bază, dar care au o poziție foarte dreaptă, amândouă se încadrează în limita motocicletelor ce pot fi conduse la 18 ani cu A2 și amândouă, mai mult ca sigur și vă garantez asta, își merită banii. Încă o dată multe mulțumiri Iuliei pentru încrederea acordată și pentru faptul că mi-a permis să am atât de mult motocicleta asta pe mână, să mă distrez cu ea, să o testez, să o încerc și mai ales să-mi spun părerea sinceră despre ea. Iar dacă voi aveți o motocicletă pe care vreți să o vedeți la review sau vreți să facem un review împreună al ei, este foarte ușor să facem asta, pentru că îmi puteți da un mail pe adresa din descriere, iar acolo discutăm împreună cum putem face asta. Țin să menționez că am nevoie de motocicletă în mod normal undeva la 5, 7, 10 zile pentru a putea să mă prim cu ea, pentru a putea să-mi fac o părere de ceea ce înseamnă accelerație, consum, manevrabilitate și toate capitolele pe care le prezint. Unii știu că mi-au zis că, hei, dar poți să faci asta și într-o zi. Nu, nu pot să cunosc un motor într-o zi. Nu pot să-l iau dimineața, să-l dau seara, să fac 400 km cu el, să filmez totul, să editez, să-i fac și poze, să trag și birolurile, să trag și review-ul, să înțeleg ce înseamnă top speed,
consum, touring, oraș, nu le poți face pe toate în câteva zile și da, știu, este un lucru de încredere, dar până acum ați văzut cât de mulți oameni faini am avut la review și de fiecare dată le mulțumesc că mi-au permis să iau motocicleta. Și unii chiar erau amuzanți întrebându-mă, dar hei, motorbike, cât mă costă să îmi faci mie review la motocicletă? Nu costă pe nimeni absolut nimic. Pur și simplu îmi dai un mail, discutăm și vedem când te poți lipsi de motocicletă câteva zile, iar apoi, dacă vrei sau dacă nu vrei, putem filma împreună. Anul acesta, așa cum am spus, aș vrea să trec de 12 review-uri pe acest canal și sunt tare curios care sunt modelele pe care aș vrea să le vedeți și voi de acum încolo. Deja am discutat cu cineva pentru următoarele două motociclete pe care le avem la review, dar vedem ce ocazii mai avem. Dar ca de obicei, eu sunt Motorbike, voi sunteți ce mai tare și nu rămâne decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!